O altă competiție organizată de primăria din Arad a atras mulți dornici de mișcare. Ediția a treia a Cupei Aradului la ciclism a adunat peste 500 de participanți care au pedalat pentru a intra în posesia premiilor puse la bătaie de organizatori. Cupa Aradului la ciclism, ediția a treia, 6 categorii, una pentru familii, una pentru copii mici, copii mai mari, open deschis tuturor categoriilor de vârstă și două categorii de profesioniști, mountain bike și cursiere. Prima categorie care a intrat în concurs a fost cea rezervată familiilor. 4, 3, 2, 1, start în Cupa Aradului la ciclism. Am venit la acest concurs organizat de primărie pentru mișcare, pentru sănătate, pentru a încuraja tinerii să facă sport, pentru că mai nou tinerii stau mai mult la calculator decât să facă sport. Am venit să particip și eu la 11-14 ani și să sperăm că vom câștiga anul acesta. O atracție în cadrul concursului au fost și demonstrațiile de acrobație ale unor bicicliști. La finalul concursului, toți participanții au primit diplome, iar primii trei clasați au intrat în posesia unor cupe și medalii.